Sunteți supărați pe ambasada Chinei și ați protestat la Ministerul de Externe, dar de ce și la SIS? SIS-ul e organul care trebuie să informeze corect președintele și să ne apere drepturile noastre constituționale. Când anumit cetățeni străini comit abuzuri în Republica Moldova. Dar unii reprezentanți ambasadei s-au dus în mod abuziv la centrul comercial Grand Hall, au făcut scandal, au ridicat picturile expoziții internaționale, adevăr, compasiune, toleranță. Sunt niște picturi extraordinare, doar prin faptul că sunt pictori chinezi, ei, nefiind de acord cu poziția pictorilor, au comit abuzuri în Republica Moldova, așa cum o fac și în China. Și noi solicităm reprezentanților Serviciului de Informații și Securitate să informeze corect președinția și să iei măsuri cu cetățenii străini care comit abuzuri pe teritoriul Republicii Moldova. Dar președintele ce ar putea să facă dacă de la Ministerul de Externe a cerut o notă de protest, dar președintele... Președintele țării, Serviciul de Informații și Securitate sub ordinea lui, oricum el trebuie să cunoască și corect să fie informat ca să iei și el o atitudine, poziție față de abuzurile pe care sunt comise pe teritoriul Republicii Moldova. Altfel se primește președintele nu știe ce se întâmplă în Republica Moldova. Cum și alte date, tot așa spune că el nu știe. Iar în cazul dat, serviciul de informații să-l informeze corect, ca și președintele să iei o poziție corectă în raport cu reprezentanții oficiali a ambasadei Chinei. Și atunci noi, într-adevăr, vom arăta că suntem stat bazat pe drept și avem o orientare corectă spre democrație și drepturile omului. Am înțeles, mulțumesc!